Se pare că unul dintre funcționarii Direcției Agricole Vâlcea solicita banii de la fermierii care doreau să acceseze fonduri europene, cu promisiunea că dosarele vor ajunge mai repede la AFIR. În anchetă mai sunt cercetați alți doi funcționari din cadrul compartimentului consultanță. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție referitoare la aprobarea și derularea unor proiecte cu finanțare din fonduri europene. În cursul zilei de astăzi, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, s-au efectuat două percheziții domiciliare pe raza județului Vâlcea, din care una este la sediul unei instituții publice. Azi dimineața la 8:30 ne-am trezit cu Direcția Generală Anticorupție, cu un mandat de percheziție la un birou din cadrul Direcției Agricole Vâlcea, care oferă consultanțe pentru urmirea proiectelor. S-au prezentat la birou acelea, vizate trei persoane, se ridică probe și la ora aceasta calculatoare tot ce s-a găsit în birou. Mai multe nu am să vă spun. Dar ce au făcut cei trei? Se ridică probe, calculatoare, tot ce au găsit la birou. Urmează, este un proces să... Sigur, lucrează de mult în cadrul instituției? Da. Ce se ocupă acest compartiment? Întocmirea proiectelor pentru obținerea de fonduri. Adică agricultorii din județ sau fermierii din la dumneavoastră Vin o solicitare și Și noi întocmim proiectul. Și proiectul se depune la AFIR. Mai multe plângeri depuse împotriva angajaților instituției? Mai multe plângeri din partea fermierilor? Da. Sau au fost sesizări din partea fermierilor? Bănuiesc că da. Nu este vizată activitatea întregii din... Nu, în niciun caz. 7 fermieri din Vâlcea ar fi cercetați și ei în acest dosar pentru dare de mită. La sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea urmează a fi prezentate în vederea audierii mai multe persoane.